Am încercat noi, cei de la Ministerul Agriculturii, să ajungem peste tot în țară ca să vedem care sunt problemele. Întrebarea este dacă considerați că în viitor apropiat vor fi aceste centre de sacrificare, pentru că altfel, lângă fiecare fermă care se va înființa, că este ea certificat ecologic sau nu, următorul pas este să deții o unitate de abatorizare mobilă sau nu. Crearea unui abator necesită anumite operațiuni privind colectarea deșeurilor, a sângelui, a resturilor și într-un abator mobil, nu văd cum aceste lucruri se pot face. Deci sunt abatoare de mică capacitate. Avem un abator de mică capacitate în județ, făcut de un tânăr în comuna Vad, un abator mic, care, deși ca suprafață e foarte mică, respectă tot circuitul, toate dotările și aceste abatoare o să le finanțăm noi și anul acesta. Am scos ultimele 12 milioane care le-am mai găsit pe măsura respectivă, le-am scos pentru abatoare de mică capacitate, dar și pe viitor, și perioada de tranziție, 2021-2022, că din păcate o să fie 2 ani de tranziție, și perioada de tranziție o să finanțăm asemenea capacități de depozitare și de procesare. Asemenea abatoare, sigur că e foarte greu să, și nici nu e rentabil să le facă un singur producător. Aceste abatoare cel mai bine ar putea fi gestionate de cooperativă. Clienții ne cer asta și ei ne-au dat ideile pentru că se îndreaptă spre un alt fel de mâncare. Ei vor să-și cunoască producătorul și să intre într-o legătură personală cu el. Prioritatea în nou program național strategic este consolidarea fermei de familie și consolidarea poziției producătorului în lanțul valorii.